numai de bine. În ultimii ani s-a constatat o creștere a numărului de persoane afectate de acne. Una dintre cele mai importante cauze ar fi mâncarea. Alimentația influențează producția de cortizol, iar aceasta provoacă dezechilibre hormonale. Ce e de făcut? Specialiștii recomandă înlocuirea anumitor tentații culinare cu produse sănătoase, benefice pentru ten. Care sunt acestea? Aflăm din materialul următor de la medicul nutriționist Ruxandra Pleșa. Acneea este o afecțiune inflamatorie cutanată care poate provoca mai multe tipuri de leziuni pe suprafața pielii, precum puncte albe, puncte negre și coșuri. Alimentația joacă un rol extrem de important în evoluția ei, iar o dietă echilibrată s-ar putea să-ți ofere rezultate uimitoare. În dietă s-a dovedit că dacă adoptăm direcții de tip antiinflamator, acest lucru produce beneficii. O dietă de tip antiinflamator presupune multe fibre, presupune alimente cu indice glicemic scăzut, multe fructe proaspete, legume cu mulți antioxidanți, cereale integrale leguminoase și în același timp presupune limitarea sau evitarea pe cât de mult posibil de dulciuri, de cereale procesate, pâine albă, sucuri, chiar freșuri de fructe și porții mari de glucide. Conform studiilor, alimentele care conțin zinc mineral, vitamina A și E și antioxidanți sunt benefice pentru piele și reduc inflamația. Apoi există grăsimile de tip antiinflamator, cum sunt grăsimile din peștele gras, care, având acest efect antiinflamator, pot să amelioreze foarte mult lucrurile. Însă nu uita că fiecare organism este unic și doar medicul tău te poate ajuta să determini dieta ideală împotriva acnei. Este necesar să înțelegem că nu doar mâncarea este factorul principal care duce la declanșarea acnei sau că ar fi singurul factor. Nu! Dacă există o predispoziție pentru acnee, mâncarea vine să înrăutățească sau să îmbunătățească. Specialiștii recomandă reducerea consumului de zahăr, orez alb, paste și pâine albă, dacă acneea și-a făcut deja apariția pe tenul tău. Lactatele degresate, ele pot să înrăutățească acneea. Mai există și studii legate de ciocolată, însă un număr mai mic. În mare parte, lactatele se pare că deranjează cel mai mult, deoarece încărcătura lor hormonală au efect și pe foliculul pilos, care devine suprastimulat și produce în exces sebum. Până la urmă, și de această dată, cheia succesului este o dietă echilibrată. Dacă vom câștiga foarte mult în greutate, dacă dieta noastră este de tip vestic, cu multe alimente de tip proinflamator, adică margarine, mult zahăr, pateuri, covrigei și cantități foarte mici de legume și fructe, ei bine, hormonal lucrurile se înrăutățesc și apare acea acne care se manifestă în special în această regiune a feței, pe mandibulă și pe gât. Așadar, dacă ai predispoziție la acne, construiește-ți un plan alimentar echilibrat și consumă multă apă. Băută într-o cantitate potrivită pentru greutatea ta, va ajuta organismul, sporindu-i ritmul în care acesta absoarbe substanțele nutritive și le elimină pe cele toxice. Dacă încercăm să și echilibrăm flora intestinală, adică să consumăm alimente bogate în probiotice și în prebiotice, adică acele fibre care hrănesc bacteriile bune, ei bine, iarăși avem un pilon pe care să mergem și să modulăm astfel lucrurile. Sunt și programe de suplimentare în care să se folosească anumite plante, anumite adaptogene hormonale care se asociază acestei diete de tip antiinflamator și cu care în timp condiția se corectează.